Trofeul Ionel Perlea pentru cea mai bună interpretare în cadrul concursului internațional de canto de la Slobozia a fost câștigat de soprana Alexandra Prokopovici din Republica Moldova. Tânăra, în vârstă de doar 26 de ani, a cucerit atât recunoașterea juriului, cât și inimile publicului din Ialomița. Alexandra și acum și trofeul Ionel Perlea. În mâna de managerul public al județului Ialomița, Alexandru Podor, pe care îl rugăm la final să ne acorde. Bună seara tuturor! Câteva laude am vrea, dacă se poate. Felicitări, Alexandra! Vreau să mulțumesc și eu organizatorilor, în mod special Centrul Cultural Ionel Perlea și distinsei doamne manager, doamnei director Clementina Tudor, pentru că este sufletul viu al acestui eveniment care a ajuns la 33-a ediție. Vă rog aplauze pentru doamna. De asemenea, vreau să mulțumesc Asociației Sonante, care este alături de acest concurs internațional, care a devenit atât de prestigios. Mă bucur că maestru Sabin Păuța spune că suntem un oraș ceva mai mic, nu mic, ceva mai mic, dar care are suflet mare, are suflet mare și un centru mare al culturii. Vreau să-i mulțumesc că de atâta timp este alături de noi și vine ediție de ediție. Să-i urez multă sănătate și să ne vedem la multe, multe alte ediții care vor urma. Tuturor concurenților vreau să le adresez laude, mi-a plăcut foarte mult interpretarea și cred că și acest public foarte frumos și generos a fost încântat de prestația dumneavoastră. Între 28 și 30 mai, Slobozia a găzduit concursul internațional de canto, prima etapă a festivalului Ionel Perlea. În concurs s-au înscris 39 de tineri interpreți, iar 20 s-au calificat în semifinală. Festivalul Internațional Ionel Perlea debutează cu concursul internațional de canto, la care anul acesta s-au înscris 39 de concurenți din 10 țări. Cehia, Elveția, Grecia, Macedonia, Polonia, Portugalia, România, Republica Moldova, Ucraina și Ungaria. Dintre aceștia, în semifinală s-au calificat 22, iar în gala din această seară au intrat 7 finaliști. În ordine alfabetică, aceștia sunt: baritonul Samuel Alper Adighiuzel, de 26 de ani, baritonul Robert Cervinec, de 30 de ani, mezzo-soprana Ianetca Emilia Hoșco, de 24 de ani, soprana Elena Iuliana Ioana, de 24 de ani, Ioana este numele de familie, basul Andrei Nicla, de 25 de ani, soprana Alexandra Prokopovici, de 26 de ani, și baritonul Cristian Ruja, de 30 de ani. Toți merită aplauzele dumneavoastră. Festivalul Ionel Perlea a ajuns la a 33-a ediție. Talentul concurenților, rigurozitatea juriului și interesul tot mai crescut al publicului au transformat an de an această manifestare culturală într-un eveniment muzical de înaltă ținută artistică, oferind tinerilor concurenți consacrarea în cariera de artist. Domnului Robin Cervinec și mai ales dumneavoastră din străinătate, alese, felicitări și să se mai întoarcă în România.
Frumoasă seară de mai, plină de succes, de tinerețe, de talent, de voci, de pretutindeni și mai ales țara noastră. Felicit din suflet pe cei care s-au gândit să ne aducă atâta bucurie și s-au gândit să ne invite aici la dumneavoastră atât de cald, atât de prietenos, având încredere în noi, cântăreții de ieri și de astăzi, profesorii de ieri și de astăzi, dar oamenii de artă care construiesc voci și le dau drumul să zboare. Vă felicit pe toți care vă aflați aici în sală să-i aplaudați. Felicit organizatorii Consiliul Județean Ialomița, Centrul Cultural pentru UNESCO Ionel Berlea și pe doamna manager general Clementina Tudor, un suflet care știe să întrețină flacăra vie a artei tinere și știe să ne cheme pe noi alături de domnia sa să facem front comun pentru promovarea culturii universale. Vă rog să-mi permiteți să anunț premiul al doilea. Samuel Alper, adică Dumnezeu. Festivalul promovează personalitatea, opera și activitatea marelui dirijor și compozitor Ionel Berlea, născut la Ograda, în Ialomița. De ani de zile vin cu mare plăcere în acest minunat oraș, care are așa un minunat public, în care se întâmplă atâtea lucruri extraordinare și iată că de ani de zile suntem binecuvântați și de prezența acestor tineri minunați și din alte țări. Deci, Slobozia a devenit un centru cultural internațional. Ne putem mândri cu acest om extraordinar care ne-a onorat pe toate meridianele lumii și în numele căruia, iată, ne întâlnim ca să ne amintim de el și să-l onorăm.